Parlamentarii au pus din nou gând rău mașinilor care zac nefolosite și vin cu schimbări importante menite să elibereze trotuarele și parcările. De exemplu, proprietarii trebuie să facă dovada că funcționează autoturismul, nu doar să plătească impozitul pentru el. Ramona Păuleanu ne dă detalii. Bună seara, Ramona! Bună seara, bine v-am găsit! Ne aflăm pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, unde găsim doar unul dintre exemplele de mașini care zac nefolosite de cine știe câtă vreme. Aceasta, de exemplu, este pe Butuci, au început deja să dispară piese din ea, probabil că este furată pe bucăți, pentru că putem deschide cu ușurință capota, după cum puteți vedea, și mai mult decât atât, putem inclusiv să deschidem ușile și să ne urcăm în ea. Oficialii spun că sunt cel puțin 3000 de astfel de mașini în capitală, vreo 300 în Brașov, și vor să scape de ele. Au schimbat așadar regulile jocului. De exemplu, proprietarii nu le mai pot ține nefolosite pe locul de parcare mai mult de 6 luni de zile față de un an, cum se întâmpla până în prezent. Mai mult decât atât, dacă primesc o somație de la autorități, trebuie să prezinte în termen de 5 zile și ITP-ul, adică să facă dovada că aceste mașini pot fi scoase în circulație, nu doar să le țină acolo pe loc, pentru că foarte mulți proprietari asta încearcă să facă, deși știu că nu le mai pot scoate pe șosele, vor să mențină locul de parcare ocupat, să țină locul de parcare, așa că plătesc impozitul și taxa aferentă pentru acel loc de parcare. În plus, schimbările vizează și mașinile care au fost înmatriculate în alte țări, pentru că în acest moment exista un vid legislativ pentru ridicarea de pe spațiul public al acestor mașini. Această propunere, această inițiativă a trecut deja de Parlament și merge la promulgare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.